Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor în mulțimea numerelor întregi. Matematică, clasa a șasea. Pentru început, ne reamintim care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm când rezolvăm o problemă cu ajutorul inecuațiilor. În primul rând, identificăm și notăm necunoscuta. Apoi, rescriem problema sub forma unei inecuații. La pasul 3, rezolvăm inecuația obținută și, în cele din urmă, verificăm soluția sau soluțiile găsite. Astfel, haideți să vedem cum se aplică lucrurile în cazul unei probleme concrete. Pentru aceasta, considerăm mulțimile A cu elemente numere naturale X, cu proprietatea că 5 ori X minus 3 manica 7, mulțimea B, mulțime formată din elemente numere întregi X notate, cu proprietatea că modul din x minus 2 mai mic decât 3. Și în cele din urmă mulțimea C, elemente x numere întregi, avem proprietatea că 4 supra x minus 1 este număr întreg și x e mai mic sau egal decât 5. Problema ne cere să determinăm elementele mulțimii A, apoi cele ale mulțimii B, respectiv mulțimii C, iar pentru ultimul punct al problemei, trebuie să determinăm modulul sumei elementelor mulțimii A reunit cu B reunit cu C. La punctul A determinăm elementele mulțimii A mare. Pentru început rezolvăm inecuația 5 ori x minus 3 mai mic decât 7. Vom avea 5x mai mic decât 7 plus 3. Deci, 5 ori x mai mic decât 10, de unde împărțim inegalitatea prin 5, ambii membri ai inegalității, vom obține x mai mic decât 2. Cum x este un număr natural, din restricția mai mic decât 2, obținem x aparține mulțimii formate din elementele 0 și 1. În consecință, mulțimea A este formată din elementele 0 și 1. Determinăm acum elementele din mulțimea B. Pentru aceasta vom rezolva inecuația modul din x minus 2 mai mic decât 3. Din proprietățile modulului deducem că inecuația modul din x minus 2 mai mic decât 3 se rescrie ca o dublă inecuație de forma minus 3 mai mic decât x minus 2 mai mic decât 3. Acum adunăm în toți membrii inecuațiilor din imagine 2 și obținem minus 3 plus 2 mai mic decât x minus 2 plus 2 mai mic decât 3 plus 2. Deci, minus 1 e mai mic decât x mai mic decât 5. Din ipoteză, știm că x este număr întreg. Atunci, x va fi aparținând mulțimii formate din valorile 0, 1, 2, 3 și 4. Așadar, mulțimea B este formată din numerele 0, 1, 2, 3 și 4. Pentru a identifica elementele din mulțimea C, procedăm în felul următor. Din ipoteză cunoaștem că fracția 4 supra x minus 1 trebuie să fie număr întreg. Din condiția că x e număr întreg, minus 1 la fel număr întreg, deducem x minus 1 la rândul său este un număr întreg și deci trebuie să existe relația că x minus 1 divide 4. Așadar, x minus 1 este un divizor întreg al lui 4, deci poate aparține mulțimii formate din numerele minus 4, minus 2, minus 1, 1, 2 și 4. În consecință, x aparține mulțimii minus 4 plus 1, minus 2 plus 1,
minus 1 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 1 și 4 plus 1. Deci x va aparține mulțimii minus 3, minus 1, 0, 2, 3 sau 5. Din faptul că x este număr întreg și x este mai mic sau egal decât 5, vom deduce că mulțimea C este formată din elementele minus 3, minus 1, 0, 2, 3, respectiv 5. Haideți să rezolvăm și ultimul punct al problemei. Pentru aceasta vom identifica întâi reuniunea celor trei mulțimi. Cunoscând A fiind mulțimea formată din elementele 0 și 1, B mulțimea formată din elementele 0, 1, 2, 3 și 4 și C din elementele minus 3, minus 1, 0, 2, 3 și 5, reuniunea acestor trei mulțimi este mulțimea care are elementele minus 3, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Calculăm acum modulul sumei elementelor reuniunii celor trei mulțimi, A reunit cu B reunit cu C. Obținem modul din minus 3 plus minus 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, respectiv plus 5. Așadar, avem de calculat modul din minus 4 plus 15, adică modul din 11, care, în mod evident, ne dă 11. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!